v-am găsit la rubrica O întrebare a zilei. Dorim să știm, când oare se va rezolva conflictul de la Transnistria? În următoarele 50 de ani. De ce? Nu știu, așa presupun eu. De ce anume termenul ăsta? Cred că la momentul acela vom fi puțin mai dezvoltați ca să rezolvăm așa probleme. Dar la Paștele Calului? Я думаю, что никогда. Почему? Ну, потому что это долгий, долгое время продолжается. Я думаю, это никогда не закончится. Ну, потому что Молдова так получилось, что эта страна разделилась на территории, и поэтому объединить, допустим, эти территории, это практически невозможно. Никогда. Ничком, как он акум. Așa cred eu. Когда договорят? Не скоро, когда будут работать в этом направлении. Сейчас пока ничего не делают. А когда это будет? Когда-то будет лет через 10, не дальше. Молдова едина. Должна быть Приднестровье и Молдова вместе. Потому что никогда он не отрегулируется. Это мы смотрим реально на вещи. Мы не плаваем на небесах. Или... Он никогда не отрегулируется в Республике Молдова. Nu știm, nu știm. Dar credeți că se va rezolva? Sperăm că se va rezolva. Ar trebui să se rezolve deja. Не думаю. Регулироваться будет, но будет результат, не знаю. Сомневаюсь. N-are cine rezolva. Și nu este dorință. Cel puțin dintr-o parte. Dar credeți că se va rezolva? Posibil. Nu știu numai care fel. Și nu știu când. Nu prea cred. Dar când se va rezolva? Depinde de poliștie. Eu cred că niciodată. De ce? Pentru că au o întreținere bună din altă parte. Și de aceea ei sunt ca foarte bine. Ca orice întreținere. Nu o să hotărască niciodată. De ce? De atâta că așa e conducerea și ei au interese acolo. Au interese, am în vedere că sunt legați și cu mafia, și cu contrabanda, și cu tot. Și niciodată nu o să hotărască. Și îmi pare foarte rău. Că ei pe noi aici ne înjosesc, nu poți să vorbi limba ta, trebuie de adus altcineva la conducere, am în vedere, poate atunci vor hotărâ întrebare.